Salut și bine te-am găsit la un nou clip pe canal. De data aceasta avem un joc foarte interesant, se numește Duckside. Este un fel de Rust, doar că nu avem un om, ci avem o rățușcă destul de mare, rățoi. Mare parte e survival, îți raidezi baza, craftezi arme, deci efectiv e un fel de Rust. De fapt e Rust, doar că ai rața asta și avem și un tutorial, ne zice să colectăm fiber din bașuri, doar că acum nu-mi dau eu seama care sunt bașurile normale, presupun că ar trebui să fie ceva mare, nu cred că astea, aici eu nu știu dacă face ceva, avem inventarul care arată destul de ok, putem crafta lucruri, haide mă, cred că ăla ar trebui să fie un baș, arată, da, cam arată. Abaș, uite, mai e ceva de asta, să sperăm că nu-mi face absolut nimic. Left mouse. Mamă, direct la atac a venit. Hey, leave me alone, man. Leave me alone. Leave me alone. I just started. Go away. Go away. De ce mă bate? Lasă-mă în pace. Mai are și cască. Dar ne dăm puțin damage, mă. Vino, mă, încoace, mă. Vino, mă, or to Oreo. Ce mai luptă. Mi-o dă, cred că. I-am prins mai multe hituri. Uite, un cam și o cască, mă. Stai că n-am văzut cam cască. Mi-a dat-o, băi, ești nebun. Pare câtă viață mai avea, nu știu. De ce m-ar fi atacat? N-aveam niciunul dintre noi nimic. Nu înțeleg care a fost chestia. Asta este toată harta. Am intrat pe Mega. Normal, ai servere mai mici și servere mai mari. Asta are 100 de jucători on. Ar trebui... ce e zona asta? Ia, hai să mergem să vedem. Poate găsim ceva de loot, o armă, orice. Nu știu cum e loot-ul. Am mai jucat odată, totuși. Asta e un fel de playtest. Asta e un fel de recycle. Da, recycle, e o degetare. Practic, nu este jocul complet, dar puteți să vă jucați și voi dacă dați acolo... Ia uite, trader și poți să... Weapons și te costă pene. Păi n-am nicio pană. Mamă, uite, pistoale. AK-47 și alt scar. Nu-mi vine să cred. Dar nu ai loot? Deci asta e un fel de safe zone. Asta e un fel de safe zone, să înțeleg, cu chestia aia acolo. Mamă, ăla și-a făcut baza pe apă. Nu-mi vine să cred. Păi și ar trebui să găsim... nu știu, uite, aici apare... Poți să pui checkpoint, da. 300 de metri. Ar trebui să ajungem destul de repede. Adică zburăm... Destul de interesant lucrul ăsta. De obicei, în jocurile survival, ești obișnuit să mergi foarte mult. Ei bine, aici zbori. Și evident, da, poți să te joci cu prietenii, să-ți faci pază, să faci ce vrei tu să faci. Uite, avem o ciupercă acum. Și aș putea să fac ăsta, dar ăla nu prea pare baș, pare direct din pom. Și uite, avem aici, să sperăm că găsim ceva de loot. Destul de interesant conceptul jocului. M-am mai jucat acum ceva timp, după cum v-am zis. Doar că n-am fost atent. Când se termină demo-ul ăla, ce era playtest-ul. Și avem butoaie left mouse to break. Și trebuie să dai în el? Păi da. Nu merge. Aha, trebuie să-i dai ceva. Rope, alcool, feather. Și m-am buguit aici. Și le-ai și pastea verzi. Care e diferența? La asta nu mi-apare. Aha, gata. Păi și... Aha, ok, funcționează. Chiar dacă practic nu dai în el, trebuie să te uiți așa la el. Și avem burlapuri. Ia uite. Ok, ce vrea să fie chestia asta? Use. Blueprint-uri. Fii atent și dai feather-uri. La schimb pe blueprint-uri. Ia, uite aici niște chestii. Dar nu găsim ceva mai bun? Găsim doar componente? Pentru că mie cam astea îmi pare că găsim în mare parte componente. Uite, de asta n-am spart. Presupun că n-au nicio legătură, doar pur și simplu culoarea diferă. Nu cred că diferă și loot-ul în sine. Canistră. Ce am mai luat pe aici? Ok, haideți să ne facem noi misiunile pe aici. Ăsta pare un pom, nici de cum baș. Chop down, da? Ăsta e... Îl luăm, e lemn, avem nevoie. Nu știu acum dacă ai greutate la inventar... Presupun că poți să cari cât vrei tu, cred. O să vedem cât lemn putem să luăm. Mamă, dar vezi că sparzi ceva. Nu știu acum cât de mult înseamnă 120 lemn. Atât am luat până acum. Dar, băi, sparzi ceva.
nu am văzut să existe momentan servere modate sau ceva, sunt date serverele exact de la ei, fiind un playtest. Și uite, putem crafta ce vrea să fie. Nu, dar vreau să văd ce e crafting. Aha, uite aici, cred că putem să vedem. Hammer, rope, alcool, din mushroom face alcool. Un arc mi-ar trebui wood, have. N-am wood? Păi și atunci eu ce am? Ce vrea să fie chestia aia pe care o am eu? Ce pot crafta? Reguri? Oh, astea-s bune. Din fiber. Ah, fiber e ăla, ok. Collect wood. Ah, ok, deci ăla era fiber. Așa arăta fiberul. Din ăla mic e fiber și cred că din ăsta mare iei wood. Și poți să... Mamă, cât lemn îți dă! Wow! Ori probabil dă... Mi se pare că dă foarte mult. Probabil dă... Ia uite, pot să-mi fac armuri, pot să-mi fac o grămadă de chestii. Da, te rog. Ar fi destul util. Ah, dar și consumă mult, mă. Hei, de ce îmi dă fiber? Dă-mi lemn. Probabil nu mai are ăla să dea lemn. Cine știe? Aș vrea să-mi fac un arc. Uite, dă tot așa. Cred că trebuia să-mi fac un topor. Mamă, îmi fac o bâtă, dacă mai vine cineva. Geap! Uite, punem aici. Și se vede pe mine? Nu. Era tare să se vadă pe mine. Avem lemn. 500. Deci nu mai avem ceva. Rope nu mai avem. Cu rope am făcut o chestie. Până una alta mai fac și o bâtă. Nu se știe niciodată. Și aș putea să fac rope care se face din fiber. Mamă, dar ai nevoie de ceva. Și aș putea să fac și un reg de ăsta. Și uite, acum pot să o pun pe asta aici. Pe doi. Aș pune pe unu. Unu. Și am bâtă. Și dai cu bâta în ei. Ok. Lăsăm așa. Da, se pare că rope ai nevoie pentru a-ți construi. De asta o să facem un arc. Și haideți să vedem cum se fac săgețile. Că presupun că avem nevoie. Deci ne trebuie stone. Pare poți să-i stone cu ciocu? Bă, că poți să iei destul de multe cu ciocu. Acum va trebui să găsim și o piatră. Presupun. O să iau să avem lemn la noi. Bă, că ne dă ceva. Deci ok. Uite, cade și pomul. Și după îți dă fiber. Nu, celălalt pom dădea. Mergem înapoi. Nu, ne dă tot lemn. Ok, deci avem și arc. Acum, suntem ok. Suntem ok. Ok, ne dă tot lemn. Ne trebuie o piatră. Uite acolo pietre. Perfect. Băi, e destul de tare. De ce să mint? E interesantă ideea. Poți să zbori, știi? De obicei, în jocurile survival, ce mi se părea mie foarte scârbos, era partea asta de mersul pe jos. Având și hărți foarte, foarte mari. Stai să facem acum niște săgeți, ar fi recomandat. Putem face 3? 3? Nu cred că îți dă doar 3. Probabil îți dă 10 per craft? Îți dă 3 per craft. Hold on. O să punem aici lucrurile de care cam avem nevoie mereu. Așa. Și rope-ul ăla e destul de util, dar ne trebuie fiber mult. O să mai iau piatră ca să avem. Eu trebuie să se sparge și asta așa în... Mi-a dat scrap? De ce nu mai îmi dă nimic? Îți dă scrap din piatră. Și sulf pare a fi? Din galben? Îți dă multe resurse, dar practic le consum și destul de repede. Adică e... E ok, cred. Interesant că îți dă și alte lucruri din piatra normală, știi? Probabil poți să-ți faci și unelte, dacă nu mă înșel, ar trebui să poți să-ți faci tools. Da, uite, poți să-ți faci destul de ieftine, o să-mi fac bam și bam. O să le punem noi pe 5 și 6, o să mai iau puțin lemn. Ne ajunge mare parte. Acum nu știu cât îți trebuie să construiești, va trebui să ne facem ciocanul. Dar vreau să mai iau niște fiber. E destul de util fiberul. Și ia să vedem că am luat uneltele, pot să le pun aici. Așa, 5 și 6, ia să vedem. Dacă dau cu 6 le, îmi dă mai mult fiber? Oh, îți dă mult mai mult. De la aproape 10 bucăți îmi dă 20. Presupun că și la lemn e cam la fel, nu? Cum ține toporul în aer. Nu poți să te joci first person, oare? Nu știu cum. De așa, hai să luăm noi aici ce avem de luat. 400. Ar trebui să ne ajungă o perioadă, nu? Nu știu acum build-ul, dar am putea vedea imediat. Ia să mai dăm noi în ăsta. Bam, bam. Mamă, vezi că îți dă acum o grămadă. Îți dă și. Îți dă și lemn și de asta. Iar, eu te mă, chiar apare acolo. Unde dai? Un detaliu drăguț. Ce mai poți să dai după? În ceata asta? Nu pare să mai poți. Sau în ăsta? Nu, ăsta nici nu mai există măcar.
Ok. Aia pare o casă de jucător. Să fiu sincer. O să mergem... nu mai mergem nicăieri. E unul acolo. Să mă ascund. Ce să stă? Pare fiber, dar în același timp pare că poți să iei ceva din el. Mâncare. Mi-e așa îmi pare. Oh, da, beriuri. Bun. Aș putea să dau să-mi fac viața. Cum se folosește asta? Aha. Mânuța mea invizibilă. Bă, ăștia au pistoale pe aici. Deci, să mă ascund aici, momentan. Să mai facem niște de-astea. Uite, ai și hunger. O să mi le pun aici, astea de mâncare. Și cu alcoolul ce face? Kirby Sold to Traders. Ah, ok. Așa. Uite, putem să facem de-astea. Mergi pe... E cineva aici. Uite, îți face viața dacă mănânci. S-auzeau pași. Sau ori se împușcă. Se împușcă în depărtare. My time to zbor. Mă duc de aici. Uite, cineva are o casă, nest. La practic poți să-l faci și acolo, te vei respawna mereu. Mamă, uite ce-i pe aici, de astea. Trebuie să găsim un loc mai pașnic. Să putem să ne facem o pază, ceva. În aer, cred că poate să te împuște și în aer, nu? Poți să tragi și în aer, mi se pare. Aș vrea să fac eu un ciocan. Iată, ca să-l avem făcut. Mamă, m-am dus direct la baza lui ăsta. Nu-i variantă. Vezi care bază ca lumea? Ok, ni s-a craftat și ciocanul. Bă, e destul de periculoasă zona, dar ai și multe de astea. Uite, aș putea să-mi fac pe aici, dar mă vede direct ăla. M-aș duce acolo, jos. Îmi fac aici, jos. Ar fi o variantă, nu? Mama mea! Aici e exact unde m-a spawnat. Ia să vedem, care e treaba cu build-ul? Avem 4. Îți ia 200 pentru o fundație. E prea aproape de starting point. Și prea aproape de un monument. Ok, o să mergem atunci în partea aia. Poate o să ne lase. Dar ăla și-a făcut-o pe apă. Asta înseamnă că nu e adâncă apa? Abar n-am, sincer să fiu. Uite, avem și sulf aici sau fier, probabil. Are mai mult sulf. Bă, ce e asta? Ia uite, mamă! Era unul care probabil și-a luat disconnect. Bun! Eu nu știu. Uite acolo, mamă, locul perfect de casă, nu? Ar trebui să fie. Avem și câteva pietre. Îmi fac ceva micuț, 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 micuț. Ia să vedem. Bam! Aici. Și apăsăm click, după dăm ăsta. Too close to another base. Bă! Lăsați-mă să-mi fac și o bază undeva. Aici probabil ar merge, mă gândesc că sunt departe de aia. Nu! A, uite, în sfârșit! Da, în apă! Păi nu mai intru în casă. Bine, poți să zbori, practic, dar nu aș vrea, că cine știe, poate nu mă descurc să intru, știi? Nu aș vrea în apă. E unul aici, iau-te-l. Cum tragi cu ăsta? Ah, ok. Ce să mă bat că n-am nicio șansă cu arcul. La mine făcea ceva. Avea cam același gir ca al meu. Am văzut o bâtă, o ceva. O să merg pe insula asta. Sau aici. Aici. Mă lasă? Pe parte e bine că nu te las să faci baza lângă altcineva, dar pe parte parcă prea departe. Știi? Și nu-și dă? Nu se lipește? De ce nu s-ar lipi? N-ar trebui să se lipească? Gen? Nu. Nu. Nu se lipește. Practic, îmi creează una separată, nu e aceeași. Nu? Mi-așa îmi pare. Chiar dacă o dă lângă... Chiar dacă o dă lângă... Ok, ok, asta o să fie casa mea, atât, mărimea asta.
Ia uite, mă. E puțin ciudat build-ul, n-o să mint. Era mult mai ok în prima versiune. Își dădea snap direct. Acum... pare puțin cam ciudat, să fiu sincer. Pare puțin cam foarte ciudat. Unde avem o ușă? Cred că aia o craftez separat. Cred. Nest. Da, uite, uite, uite. Craft, ok. Mi s-a făcut? Nu, trebuie să așteptăm puțin. Oricum, am luat destul de multă piatră. Sunt curios dacă pot să dau upgrade. Nu știu cum pot să dai upgrade. Asta e ideea. Sunt foarte multe lucruri care și eu cost, dar nu prea ți le explică. Am craftat ușa? E în craft. Cât durează? Nu ne arată undeva? A, ba da, 8 secunde, 9 secunde. Trebuie să ne facem ăsta, din câte știu, used to claim a base. Ăsta ne trebuie, E ăsta. Și după vom avea noi nevoie de ceva să vedem cum dăm upgrade. Pe 7. Ok, prima oară trebuie să-mi înregistrez baza. Adică trebuie să mi se grafteze lucrul ușorul ăla la altul, care mai durează... Gata, ne-am pus ăsta. Practic, acum este baza noastră. Ar trebui să mă lase să-mi pun așa. Perfect, perfect. Și ia să vedem, avem base management. Și aici știu că poți să pui și pene. Asta registration. Păi da, dar aici dacă vrei să adaugi alți oameni. Ok, ok. N-avem treabă, avem de-astea, dar asta ne o dărâmă imediat, știi? Trebuie cumva. Oh, uite, acum ne apare left mouse to upgrade. Ok. Și nu mai avem chestii de-alea. O să punem ăsta aici. Bine, nici chiar la intrare să nu mă încurc în el. Și putem să lăsăm. Deci avem nevoie de băr de-alea care... Aici pot să las direct așa, da. O să las cam tot ce am. Să nu pierdem. Las și un CD unelte. Pentru că oricum avem deja unul. Și o să mergem să căutăm... burlap. O să mergem să căutăm chestii de-alea. Știi? Să vedem unde le găsim, cum le găsim. E destul ok. Ia să vedem. F, open. Set a new code. Păi, open close. Nu știu care e codul. Cod, nu! Nu! Nu, nu-i bine, stai. Punem... poți să tastezi. Gata. Bun. Ok, aici știm că e baza noastră. Am văzut acolo chestii de loot. O să mergem acolo. Să vedem, poate găsim, nu știu ce sunt exact lucrurile alea. Dar sper să găsim pe aici niște butoaie să putem să le luăm să ne facem treaba. Cât de cât. Băi, sunt oameni? Sunt oameni în jocul ăsta? Presupun că ne vânează oamenii ăștia. Nu știu. Nu o să risc. Are pistol! Are pistol! Hei! Mamă, l-ai shotgun sau ceva? Bun. Mai e unul. Nu l-am nimerit! Oh, mai sunt doi! Dă-i! De ce nu lovesc? Ar trebui să mă retrag! Zbori, mă! Zbori! F3! Ia-le pe asta! Mamă, nu mă așteptam să fie atâția! Băi, e destul de ușor să-i bați, dar mi se pare că nu mai am nici săgeți. Ba da, mai am. Haideți să vedem. Aici e ceva. Nu cred că l-am ratat de la distanța asta. Și nu mi-am pus nici de la în bază. Nu mi-am pus pat.
N-a fost cea mai bună idee să mergem la oameni. Acum nu știu cum să mi se facă viața. Avem astea, încercăm. 6. Mai am săgeți? Una. N-am șanse să bat doi. O săgeată. Ok, se pare că viața mi se face 100%. Bun. Sperăm că se face. Oh! Ok. Dar nu mai avem săgeată. Bă, mai am o săgeată? Aparent. Și am și ratat-o. Și am și ratat-o, bă, ultima mea săgeată. E bine că ni se reface viața, cred. Nu se mai face. Nu se mai... Oare dacă mai mănânc? Nu-mi vine să cred că mă luc contra oamenilor cu o rățușcă. E foarte greșit. Ia te urmează. Oare dacă nu mă văd? Mă știu ce să încerc să lutez. Deși să mai am un hit distanță să mor. Asta e partea nasoală. Dar știu că unul e acolo sus. Hai să avem stamina în caz de ceva. Jup! Am fugit. O, ia uite. Oare nu se pare mai repede cu asta? Ba da. Drill. Cred că găsești chestii mai bune. Mă gândesc. Poți să craftezi ceva? Nu. Ăla are detail sniper-ul. Uf, am plecat. Dar eu am omorât un om. N-are nimic. Bă, chiar n-are nimic în el. Ba da. Nu se randase. În mașina asta nu găsesc și eu nimic? Ba da, butoaie. Am plecat, băieți. Am plecat. Mamă, dă-i, fugi. Altă zonă cu oameni. Dar măcar avem de-astea. Măcar avem de-astea să luăm să mâncăm. Haide, mă. Și tot n-am găsit chestii. De ce mi-a trebuit mie zona asta? Nu puteam să mă duc undeva unde e mai lejer. E bine că luăm de-astea. De mâncare. Să ne ajute puțin. Sper. Așa. Ia să vedem. De ce arată ca niște paie dacă ele zberiuri? Mâncăm să ne facem viață. Am bleeding sau ceva? Ori din cauza că am viață mică? E cineva pe aici? Atacăm. Nu pare. Open. Nail gun. Mamă, m-a urmărit. Am găsit un nail gun, dar n-am cuie, îți dai seama. Am plecat. Bă, dar ăștia nu se lasă, bă. Mai vine și ăla. Am plecat, băieți. Mi-a făcut plăcere. Mi-a făcut plăcere să vă întâlnesc. De nu mai pot. Bă, ce raza ăștia, mă, de trag atât. N-am stamina. Ha, eu te încă și noată. De fapt, corect, da. Nu știu ce mă așteptam să se nece. Deci, ia să vedem ce am prăduit. Avem un nail gun. Îl vom pune acolo, dar n-avem cuie, practic. Nu știu dacă putem să facem iron... Nu. Nails. Ne trebuie metal fragments. Mamă, îți dai seama, dar nail gun nu cred că e deja altceva? Văd că ăștia au bazele upgradate. Nu cred că le au ca mine la teci. Sau ce vrea să fie asta. Mă gândesc că e un fel de teci, nu? Uite o rață acolo. Eu mai sunt și low. O să intrăm acasă repede. Mamă. Închide. Mamă, păi îți intră oricine în casă, ești nemun. Și avem metal scrap, nu? Nu, ăsta îmi trebuie să fac cuie. Parcă, nu? Metal fragments. Ah, ok, atunci. Și avem sheet metal, uite, ok. Putem face chestii, uite, aici la Nest avem workbench. Mixing table, workbench, level 2, 3, research, bro, rust. Fix la fel, adică... Oamenii mei nici nu s-au chinuit să le facă diferit. Dar
Ce facem cu asta? Știu că le pui cumva pe aici ca să nu-și ia decay, pentru că mi se pare că asta începe să-și ia decay după un timp. Și dacă nu înșel, ar trebui să le pui acolo. Dar nu pare să meargă. Deci asta e un fel de monedă aici, să înțeleg. Bă, destul de interesant joculețul. Ne-am făcut o bază, am văzut pe acolo loot, bătaie, cam ce e. Cam asta e. Cu clipul ăsta vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată și ne vedem data viitoare. Dacă vreți să jucați și voi, este gratuit pe Steam până pe 17, mi se pare. Pa, pa.